Cei mai buni ambasadori ai culturii noastre rămân, se pare, conaționalii noștri care trăiesc și muncesc în străinătate, departe de țară, dar care sufletește sunt în permanență acasă. Este și cazul Florentinei Niță, romașcana stabilită de mai bine de un deceniu la Brescia, în Italia, care se află la al patrulea volum de poezii. Participantă la începutul lunii martie la Festivalul Internațional de Poezie de la Calabria, Italia, organizat de românca Mihaela Tarabă, Florentina Niță a obținut marele premiu al festivalului cu volumul Sonet și Fum, apărut la editura Timpul din Iași și încă un premiu la cea de-a doua secțiune a concursului. De curând am participat la concursul internațional literar de poezie intitulat Coloana, organizat în Calabria, în sudul Italiei, de o poetă de origine română stabilită acolo de mai mulți ani. Am aflat cu totul întâmplător de acest concurs, dar și m-am înscris la două secțiuni de limbă română, poezie și carte tipărită, și marea mea bucurie a fost să obțin la ambele secțiuni câte un premiu. Cartea mea premiată se numește Sonete și Fum și a apărut la editura Timpul din Iași în 2014. Am explicat organizatorilor de ce bucuria mea este mare și de ce efortul meu a fost enorm, întrucât această carte a făcut peste 1800 de kilometri, distanța care mă desparte de locul unde trăiesc acum în Italia și Iași, și apoi a făcut încă 1000 de kilometri din nordul Italiei și până în sud ca să primească coroana, premiul cel mare al concursului. Participarea la acest concurs internațional de poezie i-a oferit autoarei prilejul de a se întâlni cu poeți din țară, de la București, Timișoara, Craiova, Bistrița, Năsăud, Galați și de peste Prut din Republica Moldova. Totodată, această participare mi-a oferit posibilitatea să cunosc mulți poeți atât din România cât și din Italia, să leg prietenii, să petrecem împreună pe malul Mării Ionice, zile de neuitat. Din țară au participat poeți din București, din Timișoara, din Craiova, din Galați, din Bistrița Năsăud și, de asemenea, au fost reprezentanți din Republica Moldova. Poeta și-a asumat și misiunea de a transmite gazdelor un mesaj de prietenie din partea comunității românești din nordul Italiei, oferind participanților la concursul internațional de poezie de la Calabria un album intitulat Să mergem în România, în care sunt descrise cele mai frumoase locuri din țara noastră și invitația de a vizita această frumoasă țară. Am transmis cu această ocazie și un mesaj de prietenie din partea comunității românești din nordul Italiei, de la Milano, din care fac parte, și am dăruit oficialităților din localitățile vizitate, primarilor, consilierilor locali și artiștilor din zonă, o carte tipărită de o editură românească din Milano, intitulată Să mergem în România, frumoasă ilustrată cu imagini din țara noastră și cu mărturii ale unor vizitatori străini din țara noastră. Florentina Niță s-a născut în 21 martie 1959 la Tămășeni, în județul Neamț. Inginer IT, Florentina Niță s-a stabilit împreună cu familia de mai bine de un deceniu în Italia. În țară a fost redactor șef al săptămânalului Gazeta de Roman timp de aproape un deceniu. Anual participă la majoritatea târgurilor de carte din România, inclusiv la cel de la Piatra Neamț. A publicat până acum volumele Arip de gând, editura Mușatinia 2011, Poezii dintr-un ierbar, editura Mușatinia 2012, Sidir de cuvânt, editura Vivaldi București și volumul premiat Sonete și Fum, publicat la editura Timpul din Iași. Florentina Niță participă activ la numeroasele manifestări culturale care se organizează săptămânal la Centrul Cultural Italo-Român de pe lângă Biblioteca Românească din Milano. Astăzi, poeta împlinește 57 de ani, iar noi dorim viață lungă și ducerea la îndeplinire a câtor mai multe proiecte literare.